Salut, doamne mea, eu sunt Faraon și bine v-am găsit la un nou videoclip pe YouTube. De data aceasta, băi, ce s-a întâmplat, ceva foarte nașpa, deci dacă... Mă rog, nu e să zici că s-a întâmplat, adică s-a întâmplat totuși, hai să vă arăt. Ilies Vlogs, deci toată lumea cred că a aflat și încă știe, Ilies Vlogs încă mai are canalul, da, este gol. Se tot încarcă aici, e gol, toate videoclipurile lui au fost șterse, playlist-uri. Forța trecând dacă mă mai aici pe un video, a fost eliminat, acest videoclip a fost eliminat de către utilizatori și a fost șters. Adică n-a fost pus pe priv, n-au fost clipurile puse pe privat sau ceva, ele au fost șterse. Chiar dacă avea 1,2 milioane de abonați. Bun, deci ca să vă explic. V-am arătat acum să nu ziceți că e fake. Adică să intrăm un pic și în metin în timp ce vă explic. Deci el, din câte știți, a tot adunat bani pentru skate-ul de la Borshop. Și dacă tot a adunat bani pentru skate-ul de la Borshop, ce a zis? S-a certat cu cei de la Borshop și ce a zis? Hai să nu mai fac skate-ul, că na, că nu mai trebuie, știți? Toți banii din... Deci toți banii pe care voi donați lui Ilie, banii nu ajungeau nici la Ilie, nici la skatepark, ajungeau la Borshop. Și Borșop, nu știu cum, dar îi dădea banii lui Ilie, adică gen, adică nu îi dădea bani, adică dădea bani lui Ilie, dar Ilie, când el făcea promovare la Borșop, fanii lui Ilie aduceau bani la Borșop și apoi Borșop plătea, îl plătea pe Ilie că făcea promovare, deci practic Ilie avea ca un fel de parteneriat cu cei de la Borshop, nu n-a fost așa ceva de astea, a fost ca un parteneriat. M-am dat afară. Bun, deci ca să înțelegeți, toți banii voștri au ajuns până la urmă în casa lui Ilie. Bun, altă chestie, el și-a șters videoclipurile pentru că a zis că nu se mai simte, nu-i mai vrea să zice, a zis că nu-i mai place ce creează, că nu se mai simte bine la el pe canal și chestii de astea, zic că nu mai are aceea satisfacție pe care o avea la început. Bun. Asta cu chestiile astea, el, nu știu cum să vă explic vouă, dar el făcea bani din YouTube, gen înainte să se apuce de YouTube, el lucra. Lucra, nu știu la ce lucra, dar știu că lucra. Bun. Dacă lucra, avea bani să se întrețină. Oarecum. Și dacă avea bani să se întrețină, nu trebuia să mai facă YouTube pentru bani și îl făcea din pasiune la început. După ce a văzut că treaba merge bine cu YouTube-ul, s-a bazat mai mult pe YouTube și s-a lăsat și de job și a făcut numai YouTube. Din câte puteți vedea, casă, și-a cumpărat casă, mașină din vlog și lumea știe că vlogul nu, YouTube-ul nu e profitabil. Mă rog, dacă știi să-l faci, nu decât din vizionări și atât. Colaborări, făcea colaborări cu tot felul de branduri, așa recunoscut. Că făcea colaborări cu Cola, cu nu știu, cu alte chestii care dădeau bani să promoveze acel videoclip. Bun. Și de ce și-a șters el toate videoclipurile astea? De ce n-a mai continuat să facă bani din YouTube? Păi, el, ca să facă bani din YouTube așa, trebuia să aibă vizionări la clipuri. Și ținând cont că el avea 1.200.000 de abonați, dacă avea 1.200.000 de abonați, gândiți-vă că făcea, nu știu dacă făcea 100.000 de vizionări. Dacă făcea 100.000 de vizionări, e bine. Și când tu, de exemplu, nu știu să fac un parteneriat, dacă vrei să faci parteneriat, de exemplu, cu o firmă de cola sau de suc, te duce la ei și ziceai, eu vreau să fac un parteneriat cu voi. Ei ziceau, tu ce faci? YouTube. Pe ce vrei să ne promovezi? Pe ce platformă vrei să ne promovezi sucul? Platforma YouTube. Bun. Vrei să ne promovezi acolo? Câți abonați ai? Am 1.200.000 de abonați. O, 1.200.000 de abonați. Și câte vizionări ai? 100.000. E, păi da. Ai tu 1.000.000 și ceva de abonați, dar eu nu pot să-ți dau atâția bani pe cât vrei tu pe vizionările alea. Bun, și așa el și-a dat seama că nu prea mai face bani, nu mai are de unde. Am văzut că în ultimul timp oricum nu prea mai posta. Gen, dacă înainte, când făcea aproape 500 de mii de vizionări pe un clip,
cola, păi, și beau două sticle de cola într-un videoclip. Așa, el, dacă el făcea 500.000 de vizionări pe un clip la, tot așa cât avea el acum o vară, două, când făcea el daily vlogurile alea și clickbait-urile alea și tot ce făcea el, primea dublu poate decât primea acum mașina, nu se mai ajungea, nu-i mai ajungea banii. Și ce a zis, nu mai fac YouTube și aia. Decât să facă YouTube, oricum primea foarte mult hate de la un timp, cred că o să se lase de YouTube sau poate a făcut toată chestia asta decât ca să mai facă vizionări, că altfel nu-mi dau seama. Bă, și acum să nu ziceți că el s-a folosit de banii voștri, pentru că nu s-a folosit el de banii voștri, e vina voastră. Nu ziceți că s-a folosit de banii voștri, că dacă voi nu-i dădeați bani, nu se folosea de banii voștri, că n-avea de ce bani. Dacă v-ați dat bani, a avut oportunitatea să folosească de banii voștri. Bun, deci într-un fel e și vina voastră, mai bine nu mai dădeați nimic. Nu știu, eu nu i-am dat nimic lui Ilie, de fapt n-am donat niciodată nimic la niciun YouTuber, nu știu, nici n-am primit donații, dacă primeam poate dădeam înapoi, dar na. Gen, nu știu, nu, se pare, nu mi se pare așa ceva super, nici, mă rog, nu vreau să mă acum de acolo, dar nici lucrul nu mi se pare, adică, mă rog, acolo e altceva. A trecut prin alte perioade, are alte probleme, nu are abonații lui, nu face, adică face foarte multe colaborări și colo cu site-urile de CSGO, dar, na. Trebuie să mănânce și el o pâine și... Ziți-vă că el nu face atât de multe vizionări pe cât facea Ilie la vara trecută, făcea, cred că avea 20 de milioane de vizionări în ultima săptămână, de, o lună, deci ce mai aveți. Gândiți-vă că Colo lua pe 11 milioane de vizionări, lua 500 de euro, Ilie la 20 de milioane de vizionări, dacă nu făcea, avea luni care făcea și mai mult, vara lua peste 1000 de euro și să te ajungi cu 1000 de euro într-o lună, eu zic că e destul. Alții fac câte 20 de milioane, adică 500 de euro pe lună și zic din muncă brută, tu de cât te plimbai și te filmai, eu zic că ți-ai de ajuns. Da, mă rog, cine este să comentez? Da, n-am vrut să vă zic partea mea, am auzit că Ilie vrea să se sinucidă, să facă chestii de-astea, că e în depresie, că pana mea, nu cred că se va întâmpla, nu cred că se va ajunge la chestiile astea. O să fie o vulvă pe YouTube o săptămână, scuzați-mă, pardon, o săptămână și ceva maxim, după o să treacă tot și o să revină toată lumea la normal. Așa. Cam atât am avut de zis despre Ilie, vloggerul moldovean, care cred că se va termina în ceva timp. Mă miram eu cât mai dura, cât putea să mai dureze. Cred că o să se termine în ceva timp, nu știu dacă o să mai dureze foarte mult această chestie Ilie. Da. Bun. Să mai trecem un pic și pe ale noastre. Bă, văd că canalul nostru este în foarte mare creștere. Avem 70 ceva de abonați în ultima lună. Avem 3000 de vizionări în ultima lună. Bă, vă mulțumesc foarte mult. Facem foarte multe like-uri la clipuri, am observat. Vă mulțumesc și vă pup. Dacă v-a plăcut acest clip, cum mi-a zis părerea despre Ilie, nu uitați să apăsați butonul de like. Păi, nu am făcut niciun clip sponsorizat momentan, deoarece am și 700 de abonați, 750, na, ce să faci la 750 de abonați, poate să începem dacă o să ajungem vreodată, doamne așa, la 10.000 de abonați, ceea ce nu prea cred. Eu tot încerc să mă mențin cu postul aproape în fiecare zi, chiar dacă nu prea reușesc, mai sar câte o zi, două, scuzați-mă, dar totuși postez față de dinainte, postam un videoclip la lună. Da, și să văd și chiar să văd rezultatele. Chiar să văd rezultatele, chiar primesc destul de vizionări. Bă, dacă fac 50 de vizionări, nu, 70 de vizionări, sunt foarte mulțumit. Sunt chiar super mulțumit. Ținând cont că am atâți abonați, 70-100 de vizionări în medie și câte 30-40 de like-uri pe clip chiar fac câteodată. Când este un videoclip foarte apreciat. Chiar fac. Bun, deci... Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați acolo un comentariu despre ce părere aveți, ce părere aveți despre ce s-a întâmplat cu Ilie.
cu li, 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 li. Bun. Mă, ce bată băieții mei aici. Bun, hai să vedem și noi cât am filmat. Am filmat 10 minute, nu știu dacă se va uita cineva la tot videoclipul cap-coadă, dar sper să se uite deoarece v-am prezentat ceva destul de important ce se va întâmpla zilele astea pe YouTube. Bun, băieți, eu am cam trebuit să plec, să mă car de aici. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Eu am fost Faraon și pe viitoare v-am lăsat. Salut!